Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tot Ce Vrei. Aseară, la Survivor România, s-a iscat un scandal monstru între Cătălin Smărândescu și Marian Drăgulescu. Un scandal nou s-a iscat în ediția de ieri la Survivor România 2022. De această dată, faimoșii au fost în centrul atenției la jocul de imunitate, pe care l-au și pierdut. În special, Marian Drăgulescu și Cătălin Smărândescu. Și-au aruncat cuvinte dure față în față, chiar și în fața camerelor de filmat și în fața colegilor. Faimoșii s-au duelat cu războinicii pentru jocul de imunitate, dar au pierdut cu un scor rușinos. Nu au reușit să facă față proprii. Marian Drăgulescu nu a adus prea multe puncte, TJ niciunul. Cătălin Smărândescu s-a înfuriat când și-a văzut cu echipierii că nu se descurcă pe traseu. La fostul gimnast chiar a și țipat. Drăgulescu a reacționat însă. Strici vibe-ul, i-a reproșat actualul antrenor sportivului, care nu s-a putut abține chiar dacă era filmat. Adu punctul, tu ești nebun la cap, nu are nicio legătură olimpiada cu ce e aici, te super că am zis că arunci ca o fetiță, i-a spus Cătălin Smărândescu. După ce au pierdut jocul de imunitate, faimos și s-au declarat dezamăgiți. Nu am reușit, nu-mi vine să cred, m-am defocusat, vorbesc personal, știu exact ce trebuie să fac pentru viitor. Îmi pare rău pentru performanța de astăzi că puteam să aduc 3 puncte și nu l-am adus, a declarat DJ Miles după probă. Astfel, i-a fost nevoit să propună spre eliminare la Consiliul 3 concurenți din echipa lor. Aceștia sunt TJ Miles, Natalia Duminică și Cerebel. Cerebel a fost alegerea lui Marian Drăgulescu, care a primit colonul de imunitate. Fostul gimnast a declarat că și-a rezolvat neînțelegerile cu Cătălin Smărândescu, că au revenit la sentimente mai bune. Totul a fost din cauza presiunii jocului. Dacă v-a plăcut, vă așteptăm cu un like și un subscribe pe canalul Tot Ce Vrei.